Nu este prima dată când jurnaliștii englezi încearcă denigrarea românilor. Un astfel de subiect a explodat în vara acestui an când jurnaliștii de la Sky News au susținut că au cumpărat arme de la traficanții din România. Așa zisă, anchetă jurnalistică a britanicilor s-a transformat rapid într-un adevărat scandal. Imediat după difuzarea reportajului, procurorii DICOT au descoperit că totul a fost o înscenare a englezilor, iar cei care au apărut în reportaj drept traficanți de arme sunt în realitate vânători. Presupușii traficanți de arme care au apărut în reportajul difuzat de Sky News au fost identificați de procurori imediat după ce reportajul englezilor a apărut în spațiul public. Din primele cercetări, procurorii au aflat că bărbații sunt vânători și în niciun caz nu se ocupă de traficul cu arme. Trei români au fost reținuți de către DICOT după două zile de audieri. V-ați aștepta să fie reținuți? Adică se va ajunge de la un reportaj? Ce sumă ați primit? Ce sumă ați primit pentru apariția televizată? Ați vorbit cu jurnalistul britanic? Ați negociat cu dumnealui? Până la această oră se confirmă ceea ce am preconizat de la început, un scenariu care cred că a fost pus la cale de către jurnaliștii britanici. Intermediarul dintre jurnaliștii englezi și presupușii traficanți români a recunoscut că totul a fost pus la cale de britanici care i-ar fi spus ce să zică în momentul filmării. El a declarat că protagoniștii reportajului au fost plătiți de jurnaliștii de la Sky News. Ulterior, anchetatorii au aflat că există poze surprinse de camerele de supraveghere de la hotelul în care s-au cazat englezii în țara noastră. Din imagini se vede clar că jurnaliștii englezi au stat de vorbă cu presupușii traficanți de arme înainte de filmare. În reportaj însă, englezii spuneau că au fost duși într-o pădure fără acces la telefoane pentru a face tranzacția ilegală de arme. Jurnaliștii de la Sky News sunt și ei cercetați de procurori, dar pentru că nu sunt români, este puțin probabil ca aceștia să răspundă vreodată în fața legii noastre pentru ceea ce au făcut.